Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Gemeni. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de cuadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de cuadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de cuadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1:00, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia Gemeni. Pentru voi, faza de Mercur retrograd se întâmplă pe casa 9 astrologică.
până în 21 februarie nu sunt bine aspectate pentru gemeni călătorile în străinătate sau pe lungă distanță. Cei care sunteți nevoiți să călătoriți, o să aveți parte de întârzieri, de reprogramări, de tot felul de lucruri neprevăzute care o să apară. O parte din gemeni o să petreacă primele 20 de zile din luna februarie, analizând și regândind setul lor de valori, de principii, de etică și de morală pe care își ghidează viața. Gemenii o să fie atrași de lecturi spirituale, ezoterice, filozofice, pentru că trec printr-o perioadă în care își reevaluează principiile, își reevaluează fundațiile pe care și-au clădit întreaga existență. Aspectele tensionate de quadratură pe care Marte și Uranus le fac față de planetele din Vărsător aduc în această conversație tensionată și partea de subconștient a gemenilor. Toată luna februarie o să fie foarte încărcată emoțional și spiritual pentru aceștia și o parte dintre gemeni o să aibă parte de insomnii, de probleme cu somnul, de vise, premonitorii sau de coșmaruri. Și pentru o mică categorie dintre gemeni, acum se poate declanșa o boală cronică. Partea pozitivă este că gemenii au parte de susținere din partea nodului destinului, dar și al nodului karmic, de pe casa 1-a și casa 7-a astrologică. Așa că orice se declanșează acum pentru gemeni va fi pentru binele vostru, pentru evoluția voastră fizică și spirituală. Organismul vostru fizic pare solid, pare pregătit să lupte cu orice vă aruncă viața în față. Problemele aici sunt în subconștient, în lumea interioară a gemenilor, unde se duce o luptă crâncenă între cei doi gemeni, între cele două componente ale personalității voastre. O să aveți parte de susținere de la partenerul sau partenera voastră, care vă poate ajuta și vă poate ghida ca să găsiți soluția către problema voastră. Ar fi indicat ca gemenii în luna februarie să petreacă timp în meditație, în rugăciune, în lectură, pentru că în acest mod vor putea mai ușor să își rezolve problemele interioare care îi macină. Gemenii în luna februarie o să se confrunte cu probleme interioare, nu cu probleme exterioare. Va fi o frământare continuă, cu gânduri care îi răscolesc și nu le dau pace, dar la finalul acestei luni, gemenii vor ieși din acest ciclu mai puternici, mai încrezători, eliberați de greutățile pe care le cărau cu ei din urmă. Acei gemeni tineri, care sunt încă elevi studenți, s-ar putea ca în această lună să regândească, să reconsidere traiectoria de carieră pe care credeau că doresc să o urmeze. Parte dintre ei s-ar putea să-și schimbe complet opinia și după luna februarie să decide să o ia pe cu totul și cu totul alt drum. Luna plină din 11 februarie va fi momentul cel mai încărcat pentru gemeni și e posibil să fie acel moment de cotitură în care gemenii au un moment de evrica, de aha, ok, acum am înțeles, știu ce am de făcut de acum înainte. Acest moment de lună nouă poate să vină cu noi inițiative, noi gânduri, noi dorințe, speranțe și aspirații pentru gemeni în privința studiilor superioare, în privința religiei, a filozofiei lor de viață. Gemenii care nu s-ar fi gândit niciodată că vor să plece în străinătate, dintr-o dată își dau seama că asta e dorința lor. Gemenii care toată viața au fost plecați pe afară, acum dintr-o dată își doresc să se reîntoarcă în țară. Aici apar cotituri drastice în viața gemenilor. Schimbări radicale în perspectivă, în filozofia lor de viață. Schimbări susținute și de energiile astrale. Schimbări care o să-i ducă într-o direcție mult mai pozitivă în viața lor. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru gemeni în casa 4 astrologică, pe domeniul căminului lor, al locuinței și al familiei lor, al rădăcinilor lor spirituale și emoționale. Aici gemenii pot să finalizeze diverse proiecte legate de locuința lor, o parte dintre gemeni pot să-și achiziționeze o casă, o locuință sau să finalizeze un proiect de renovare, redecorare a căminului lor. Acei gemeni care erau certați cu anumiți membri ai familiei se pot reîmpăca și, în general, toți gemenii o să aibă parte de susținere, de ajutor din partea familiei, mai ales din partea mamei.
Per total, luna februarie va fi o lună interesantă pentru gemeni, în care au ocazia să își reclădească fundațiile vieții lor și cei care simt nevoia pentru o schimbare pot să facă acest lucru în cursul lunii februarie. Și acum hai să vedem care este energia generală pentru cei care aveți zodia, ascendentul sau luna natală în gemeni. Pentru voi, energia lunii februarie este cea de Mercur în Capricorn, în casa a treia. Foarte multă comunicare în luna februarie și cu Mercur retrograd până pe 20 februarie va trebui să aveți foarte, foarte mare grijă. Ce spuneți, cum spuneți și mai ales cui spuneți anumite lucruri. Pentru că aici e posibil să vă fie înțelese greșit cuvintele, să vă fie răstălmăcite vorbele, să creați confuzie, disonanță și chiar motiv de ceartă. Casa a treia este oricum casa comunicării, a călătorilor pe distanțe scurte, dar și a oamenilor de care ne înconjurăm zi de zi, a colegilor de la locul de muncă sau de la școală, a vecinilor, a membrilor din familia apropiată care locuiesc cu noi în aceeași casă. Mercur, planeta comunicării, va fi în mers aparent retrograd în primele 20 de zile din lună. Prin urmare, va trebui să aveți foarte mare grijă aici la posibile probleme cu mașina, dacă trebuie să călătoriți undeva, să conduceți până undeva, aveți mare grijă să aveți tot timpul o roată de rezervă la voi, să aveți tot timpul telefonul încărcat în caz că vă confruntați cu anumite probleme, să puteți să sunați pe cineva să vină să vă ajute. Asigurați-vă că aveți kitul de prim ajutor, stingătorul, tot ce trebuie să aveți în mașină. Dacă trebuie să călătoriți undeva cu trenul sau cu mijloace de transport în comun, în primele 20 de zile din lună puteți să vă așteptați la întârzieri. Aveți grijă să vă urcați în autobuzul corect, pentru că există aici riscul cu Mercur retrograd să credeți că o luați într-o parte, dar să vă urcați de fapt în autobuzul care merge în direcția diferită. În general, în luna februarie este foarte important pentru gemeni să fiți pregătiți. Orice trebuie să faceți, oricât de mărunt pare un lucru pe care trebuie să-l întreprindeți, trebuie aici cu zodia Capricornului să fiți foarte, foarte bine pregătiți. Pentru că altfel cu Mercur retrograd riscați să aveți mari probleme, mari încurcături. Chiar și atunci când trimiteți un SMS, un mesaj pe WhatsApp sau pe Messenger, asigurați-vă că ați scris corect, că mesajul este clar, succint, că nu lasă loc de subînțelesuri. Dacă trebuie să vă întâlniți cu cineva, cu un prieten, cu o prietenă, asigurați-vă că ați înțeles care este ora corectă, ziua corectă, locul unde ați stabilit să vă înțelegeți. Verificați planurile de 3 ori, pentru că altfel aici există risc foarte mare de confuzie și de încurcături. Dacă trebuie să faceți o prezentare sau să trimiteți un mail oficial la locul de muncă, ceva, comunicări din astea cu colegii de lucru sau de școală, iarăși, citiți de 3 ori textul pe care l-ați scris, asigurați-vă că este clar, că se înțelege exact mesajul pe care vreți să-l transmiteți, că n-aveți greșeli de ortografie și că totul este în regulă. Bun, și acum să vedem ce au de spus cărțile de tarot, niște clarificări suplimentare pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în gemeni. Hai să vedem pentru luna februarie. Avem cinciul de bâte, regina de cupe și asul de monede. Wow! O etalare foarte frumoasă. În prima parte a lunii februarie, gemenii trebuie să aibă mare grijă aici cu cinciul de bâte, să nu deschidă anumite topicuri de conversație care sunt mai controversate, pentru că riscă foarte ușor ca această conversație, care începe ca o glumă, să degenereze foarte rapid într-o ceartă, într-o confruntare de opinii. Nu căutați motiv de ceartă nici acasă, nici la locul de muncă, pentru că o să găsiți mai mult decât v-ați așteptat. Pentru acei gemeni care au tendința să caute așa mici motive de ceartă în cuplu, pentru că împăcarea e mai frumoasă după ce ne-am supărat, nu faceți asta în prima parte a lunii februarie, pentru că o să puneți paie pe un foc pe care nici nu vă dați seama că l-ați aprins și lucrurile riscă să devină explozive foarte repede.
să vă explodeze în față și să vă ardă nasul. Mare grijă aici! Mai ales cu Mercur retrograd, Mercur fiind guvernatorul zodiei voastre, lucrurile nu stau deloc bine în prima parte a lunii. Trebuie să vă controlați, să aveți grijă ce spuneți, cum spuneți, să nu călcați oamenii pe coadă și, foarte important, nici voi să nu vă lăsați declanșați de reacțiile, cuvintele, opiniile anumitor oameni din jurul vostru. Dacă nu sunteți voi cei care căutați motiv de ceartă, e posibil să vedeți mai mulți oameni din aceștia în jurul vostru și e foarte important aici să rețineți acest mesaj și să nu vă lăsați declanșați. Să nu lăsați ca acești oameni imaturi să scoată din voi anumite reacții care o să vă facă pe voi să păreți la același nivel cu ei. Mijlocul lunii vine pentru gemeni cu energia reginei de cupe, o energie foarte frumoasă, mai ales pe partea de dragoste. Foarte multă emotivitate, foarte multe sentimente plăcute aici, cu regina de cupe. În jurul etapei de lună nouă în Vărsător, din 11 februarie și în zilele imediat după această lună nouă, gemenii vor avea parte aici de o perioadă foarte frumoasă din punct de vedere emoțional, de foarte multă împlinire de la partenerul sau partenera voastră de viață, de la copii sau de la un posibil partener sau parteneră, de la anumite persoane cu care discutați, pe care îi vedeți ca posibil parteneri pentru voi. Este foarte important aici pe mijlocul lunii gemenii să își acorde suficient timp să se odihnească, să dormiți suficient, cel puțin 7-8 ore pe noapte, să beți suficientă apă, să vă hidratați, să aveți grijă de organismul vostru, pentru că aici regina de cupe stârnește în voi niște trăiri emoționale atât de puternice și de intense, încât este important să aveți grijă de organismul vostru, pentru că riscați foarte ușor să vă lăsați prinși în acest vârtej emoțional și să uitați că aveți și un corp fizic care are nevoie de atenția și iubirea voastră. Pe finalul lunii, pentru gemeni, avem aici asul de monede, un nou început plin de stabilitate. Pentru majoritatea gemenilor, acest as de monede se va manifesta în plan fizic ca un nou început financiar plin de stabilitate. O parte dintre voi e posibil să începeți un job nou în ultima parte a lunii februarie sau să transformați un hobby într-o activitate din care puteți să câștigați niște venituri suplimentare. O parte dintre voi vă hotărâți într-un final să deveniți antreprenori, să o luați pe cont propriu. Orice nou început în carieră, în finanțe, în investiții, în ultima parte a lunii februarie, mai ales după data de 20 februarie, este foarte benefic, foarte bine aspectat pentru gemeni. Investițiile în imobiliare, în terenuri, în agricultură, în comodități tradiționale cum sunt aurul, argintul, toate sunt foarte bine aspectate pentru gemeni. O să aveți aici parte de foarte mult noroc și foarte multă împlinire. Mai ales în jurul fazei de lună plină în Fecioară, pe finalul lunii, gemenii pot să aibă parte de mari câștiguri din investiții imobiliare. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las cu un gând frumos, cu o carte din aceste carduri, Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați atât la horoscopul și etalarea de tarot pentru zodia voastră, cât și pentru semnul zodiacal în care aveți luna natală, ascendentul sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă nu știți cum să vă calculați ascendentul, îmi lăsați în comentarii și o să vă direcționez către un video pe care l-am pregătit fix pe această temă. Și acum hai să vedem pentru gemeni, gândul frumos pentru luna februarie. Sunt în siguranță. Este doar o schimbare. Trec toate hopurile cu veselie și ușurință. Vechiul se dezvăluie în noi și minunate experiențe. Viața mea devine din ce în ce mai bună. Un mesaj foarte frumos pentru gemeni. Îmbrățișați noile experiențe pe care viața vi le pune în față, pentru că o să vă ducă într-o direcție foarte pozitivă pentru evoluția voastră.
Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!